Tehnic pentru simulare, dar nu la Pineiro pe care îl aveam în prim plan, ci la Dogan, care după acel contact nu foarte tare cu adversarul a sărit de parcă lovise tirul turcesc care se grăbea să ajungă în vama de la Giurgiu. Aruncarea liberă transformată de către Patrick Richard, diferența scăzută la 17 puncte. Aurel Guzman pe coș, înscrie cu panou. Clujul vine la 15 și într-adevăr tehnicul este, așa cum spuneam, la Dogan, nu la Pineiro, care ne tot era prezentat în prim plan. Ozemirul, apărare foarte agresivă a lui Dustin Hogue. Ozdemirul caută să-l atace, Hogue se apără foarte bine, se aruncă în bazin pentru a ajunge la acea minge. Richard pe contraatac și Karel Guzman livrează dancul cu autoritate. Timeout Darüşşafaka, Clujul încă e în meci. Câtă nevoie avea formația lui Mihai Silvășan de o astfel de acțiune? Poate e un simplu coș, însă sacrificiul la care s-a supus acolo Dustin Hogue după apărarea excelentă în fața lui Ozdemirolu și finalizarea în forța lui Guzman poate recăpăta elanul pentru studenți. Savita IP Eken Sinan İzimbandı. When you come to half court, even if you have a big guy, okay, doesn't matter. Use the handoff, one more switch. In this activity, go to the basket. Handoff yapmayı bir trap yapıyorlar. Şimdi söylüyorum işte. Încă nu e gata această partidă, nu plecați nicăieri. N-atingeți telecomanda aia, lăsați-o pe Lux Sport. Mai avem destul până la finalul unui meci în care Clujul nu vrea să renunțe. Și vă spuneam, formația asta a arătat caracter senzațional în actualul sezon. Au fost multe meciuri în care părea că Clujul va fi învinsă și până la urmă revenirea a fost spectaculoasă. Și la Brindisi, în cea de-a doua etapă, nu mai are rost să povestesc despre meciul jucat la Cluj împotriva lui Apoel Holon și câștigat după două reprize de prelungiri cu niște egalări fabuloase atunci ale lui Patrick Richard. Aici, sub panou, este faultat Dogan. Vor fi două libere pentru Cluj. Două libere pentru Darüşşafaka, pardon, împotriva Clujului. Voiam să spun că sunt în penalizare și cei de la UBT Cluj. Gürkem Dogan introdus pe teren de-abia în a doua repriză și a făcut excelent treaba până acum pentru Darüşşafaka. Ajunge la 6 puncte marcate dacă înscrie și cea de-a doua aruncare. Spuneam, un jucător în vârstă de 23 de ani, un centru extrem de puternic. A doua liberă este însă irosită. Rămân 5 puncte pentru Dogan, 14 avans pentru Darüşşafaka. Brandon Brown pentru Patrick Richard. Richard pasă riscantă pe care Brown ajunge, dar îi se frâră abatere de pași. Nu mi s-a părut. Înge primit aici de către Güler. Ozdemirolu, o fentă de aruncare. Dogan sub panou, este coș valabil. Mingea atinsese panoul, spun arbitrii, în momentul capacului venit de la Elijah Stewart. Hai să vedem încă o dată. Nu știu cât de mult a fost așa. Mi se par două decizii la rând aici, date așa la limită, acei pași la Brown și apoi coșul ăsta valabil la Dogan. Fault aici acordat și la Shav.
Vor fi două aruncări libere pentru Karel Guzman. Sincer, mi s-a părut că mingea aia ori n-a fost atinsă deloc de către steward, ori dacă a fost deviată, a fost deviată în momentul în care se afla în traiectoria ascendentă și nu atinsese încă panoul. A patra greșeală personală și pentru Troy Shav. Două aruncări libere pe care le execută acum Karel Guzman. Clujul a beneficiat în această ediție a Ligii Campionilor și de o tragere la sorți ce i-a oferit deplasări totuși scurte, pentru că au avut zbor direct către toate destinațiile, practic. Spre Holon se zboară la Tel Aviv, nu e apoi foarte mult de mers, spre Brindisi la Bari, iar spre Istanbul e zbor direct din Cluj. Contează și acest aspect. Una e să ai un zbor de o oră și jumătate, două. Alta e să joci cu Nijni Novgorod și să fie nevoie să ajungi mai întâi la Moscova, să schimbi la Moscova. Nici nu e zbor direct între Cluj și Moscova. Trebuie să vii mai întâi fie la București, fie la Budapesta și se poate acumula foarte multă oboseală, dar o oboseală care totuși pare să o fi cuprins pe UBT Cluj în acest meci. Clujul a avut un program foarte încărcat. A jucat miercurea trecută cu Brindisi pe teren propriu, meci foarte important în Liga Campionilor, după care odihna nu prea a existat, pentru că sâmbătă au avut în Liga Națională duelul contra lui FC Argeș-Pitești. Echipă puternică, echipă pe care Clujul a învins-o la 4 puncte, dar a fost nevoie să se muncească pentru acea victorie mult și acest aspect pare că începe să se vadă. Foarte multe greșeli venite, în special în cea de-a doua repriză. Vă reamintesc, la pauză, Clujul a condus la două puncte. Patrick Richard. Guzman, din nou Richard. Trimite în colț pentru Bircevici, triplă care nu intră, recuperează ofensiv Guzman, atac nou pentru Cluj. Bircevici. Lui Richard. 5 secunde din atac. Richard de 3, da. Patrick Richard cu cel de-al treilea coș din spatele arcului de cer din 5 aruncări. Ajunge la 12 puncte. Copain. Yulev. Dacica încearcă să lungească atacurile, adăpostul avantajului de pe tabelă. Güler scrie de lângă Guzman, care nu sărise la fenta inițială, dar n-a sărit nici ulterior pe aruncarea lui Güler. Richard Bircevici. Sub panou e Guzman, primește acum coș cu fault. Ola Seni vine târziu pentru a-l închide și comite cea de-a treia greșeală personală. Două puncte plus o aruncare liberă suplimentară pentru Karel Guzman, care ajunge la 21 de puncte. Este cel mai bun meci al său în Liga Campionilor. Destul de târziu a venit acea pasă, dar a intrat până la urmă acolo unde trebuie. Guzman până acum totalizase de două ori câte 8 puncte. Astea erau cele mai bune performanțe ale sale. Cu Holon și cu Brindisi. Ratează libera, dar recuperează ofensiv Hogue. Guzman pentru 3 puncte. O pune în coș! 5 puncte la același atac pentru Cluj după cele două de sub panou, plus o triplă pe recuperare ofensivă. Și diferența scade la 11. Clujul are nevoie de o apărare bună pe această acțiune a celor de la Darüşşafaka. Özdemirul încearcă o capcană acolo. Bircevici este faultat. Özdemiroglu a împins cu antebrațul. Fault ofensiv la capitanul lui Dacica, care comite a patra greșeală personală și este posesie pentru Cluj, o posesie la capătul căreia, în cazul în care marchează Almegri, topezi diferența la una formată dintr-o singură cifră. Guzman, Bircevici,
Brandon Brown își pierde echilibrul, aruncă undeva de la nivelul solului, a fost aproape să înscrie. Ar fi fost una dintre fazele săptămânii dacă îi intra acea încercare lui Brandon Brown. Mingea scoasă aici, Boos de 3, o pune în coș. Nathan Boos cu o triplă atât de importantă într-un moment în care Clujul era pe revenire. Foarte bine l-a văzut acolo și Olaseni, care a livrat pasa lui decisivă, o recuperare aici pentru Ozdemirolu și mai departe se încind iarăși spiritele. Olaseni cred că l-a îmbrâncit pe Hogue pe urmărire și Hogue a vrut să-i ceară socoteală. Poate vedem aici, ratarea a fost a lui Richard. Imediat a simțit pericolul acolo Karel Guzman și a trecut să îl țină pe Dustin Hogue. Hai să vedem ce vor decide arbitrii după o nouă acțiune ce are nevoie de fază video. Olaseni a căzut în cârca lui Dustin Hogue. Ar trebui să fie faultul său. Iată, a căzut cu totul pe Dustin Hogue aici. Gabriel Olaseni. Și în mod normal ar trebui să fie greșeală personală împotriva jucătorului britanic. Așteptăm să vedem care este și decizia oficialilor. Vă spuneam, partida de astăzi îi are în teren pe Ioan Rosso și Thomas Bisuel din Franța, respectiv Blaj Zupancic din Slovenia. Destul de mult să se ia decizia finală. Hai să vedem acum. Greșeală antisportivă la Olaseni. Asta înseamnă două libere și posesia pentru Cluj. Este bine până la urmă în această acțiune UBT Cluj, pentru că sunt două libere și posesia, plus eliminarea lui Olaseni, care la fel ca Andrija Stipanović, mai avea o greșeală antisportivă. O încasează pe cea de-a doua și este trimis și el la vestiare, aplaudat de publicul din Volkswagen Arena. Se vede că e un meci încrâncenat, un meci cu foarte mulți nervi pentru ambele formații. Hogan să continuă să irosească libere pentru Cluj. Ajunge în momentul de față la 6 din 14. Transformă una din două Dustin Hogue. Multe puncte lăsate acolo la libere. Dar sunt 13 cu 4 minute și 9 secunde până la final între cele două formații. Mai e mult timp de joc. Patrick Richard. Peste Boos de 3. Hogue la urmărire. Prinde sub panoul advers și înscrie cu geamul. Face curățenie aici. Și încă o dată Clujul se apropie la o diferență de 11. S-a mai întâmplat odată, puțin mai devreme. Minge furată de către Karel Guzman. Contraatac al Clujului. Guzman pe coș. Păzea! Slam dunk-ul lui Karel Guzman coboară diferența la 9 puncte între cele două echipe și Clujul are puls. Güler nu vede această minge care vine de la Pinheiro. Presiunea pusă de către
UBT Cluj aduce un atac nou pentru formația vizitatoare. Brandon Brown s-a apărat bine aici, ținându-și spațiul imobiliar. Ozdenirolu, Birceviș de 3, țeavă! Stefan Birceviș marchează de afară și mai sunt doar două coșuri între cele două formații. Güler caută să se apropie de coș, e făcut la buzunare de Brandon Brown și mai departe se dă angajament 1-1. Brațele active ale lui Brandon Brown nu lasă pe Güler să se ridice aici. Mm-mm. Și mai departe, Güler sare pe acea minge pentru a obține acest angajament 1-1. Posesia este însă pentru Cluj. Ultima oară, la începutul sfertului mai precis, mingea a aparținut turcilor. Brown conduce atac. Birceviș la blocaj. Brandon Brown o lasă să zboare. Birceviș vine pe urmărire și o împinge în coș. 5 la rând pentru Stefan Birceviș și Clujul se apropie la 4. V-am spus mai devreme să nu atingeți telecomanda aia, să mulțumiți dacă n-ați făcut-o, iar cei care au schimbat canalul, nu știu, sunați, scrieți-le pe WhatsApp, pe Messenger, să dea înapoi pe Lux Sport. Meciul nu e gata. Second one, you switch. Either this guy hits the shot like against Troy or they get the rebound. Last four possessions, only offensive rebound. And you still think about fouls they commit over here. Do you have a rush? Do you have a rush to do that? S-a terminat între timp meciul de la Holon. Apoi Holon a câștigat cu scorul de 84-80 în duelul cu Epicasa Brindisi din Italia. Câte 19 puncte de la Joe Ragland și Rafi Menko. Și astfel Holon așteaptă acum deznodământul acestei întâlniri pentru a ști dacă se califică direct în faza a doua a grupelor sau dacă joacă împotriva lui Beşiktaş în play-in tournament. Pentru Darüşşafaka, victoria celor de la Apoel Holon transformă acum aceste ultime minute ale meciului într-un final fără importanță, pentru că acum Darüşşafaka, și dacă bate Clujul, dar și dacă pierde, tot pe 3 încheie și tot cu San Pablo Burgos joacă în play-in tournament. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că turcii nu vor căuta o victorie pe care păreau să o obțină lejer, dar, exact cum am mai spus, Clujul arată caracter și nu renunță niciodată. O minge aici pentru Dogan, după timeout, scoate pentru Bus, caută tripla, o găsește. Prea liber a fost Nathan Booth la această acțiune. 14 puncte înscrise cu 6 din 9 din acțiune pentru Nathan Booth. Brandon Brown. Brown caută să-l depășească pe Booth, trimite pentru Hope and One. Dați omului cele două puncte și dați-o liberă, chiar dacă n-a transformat el multe până acum, că o merită. Foarte bine a ajustat această aruncare după brânciul venit de la Booth. Dustin Hoke ajunge la 19 puncte înscrise. Tot 19 sunt și acum. Altă liberă irosită de către Hoke. 7 din 16 la acest capitol pentru Dustin Hoke. Abatere de paș la Sinan Güler. Minge pentru Cluj. Ultimele două minute ale confruntării, așa este, a plecat fără să bată mingea în Sinan Güler, creându-și avantaj, pentru că era aproape de el Brandon Brown. Richard repune, primește Brown. Brown pe mâna stângă, Guzman, liber la 3. Birceviș prinde ofensiv, scoate la Brown, e liber, o trage, o înțeapă. Brandon Brown coboară la doar două puncte, cartul între cele două echipe.
Pulsul crește, tensiune din nou pe final. Clujul ne-a obișnuit în Liga Campionilor cu astfel de meciuri în care inima îți bate și orice se poate întâmpla. Copain, prin blocajul lui Dogan, mingea trimisă pentru Buz, care a fost la un pas să scape. Dogușos de Mirul, foarte liber la 3 puncte, recuperează Dustin Hogue după ce mingea n-a putut să îi fie lipită de palme lui Dogan. Clujul poate egala chiar aici sau chiar să treacă la conducere în cazul unui coș de 3. Brandon Brown pentru Hogue, în colț la Guzman, se apropie de coș, Guzman egalează! Karel Guzman cu 26 de puncte, 9 din 12 din acțiune și este timeout cerut de Selciuk Ernak. 101 la 101. Clujul revine de la 17 puncte și ultimul minut e din nou trăit la intensitate maximă. Puncte chiar, a fost cea mai mare diferență de scor înregistrată pe parcursul acestei partide, care îi ține și pe fanii turci cu sufletul la gură. Un minut la dispoziție pentru Cluj ca să își asigure un început de ianuarie fără meciuri în cupele europene și o calificare directă în faza a doua a grupelor. Güler la repunere. Primește McCullough. Copain. Vine Pircevici la capcană. Copain îl găsește pe McCullough. Apare Güler și este abatere de pași. O nouă minge pierdută de către Darüşşafaka. Sinan Güler, experimentatul jucător al turcilor, pleacă prea repede din nou și comite cea de-a 19-a minge pierdută. S-a întors situația la acest capitol. Turcii au acum cu 5 mingi pierdute mai mult decât Clujul și bătălia la recuperare, care la un moment dat era câștigată clar de formația lui Selciuk Ernak, a devenit una mult mai echilibrată. Doar 6 recuperări în plus pentru Darüşşafaka. Brandon Brown cu mingea, 101 egal. Brown își depășește adversarul. Guzman n-a vrut să apese pe trăgaci. Lungește acest atac, retimite pentru Brown. Brown, de lângă Ozdemirolu, se oprește. Aruncă, mingea cade de două ori pe fier și este recuperată de Nathan Booth. 4 secunde de spart. Timpul de joc de timpul de atac. În mod normal, Dacica va ține mingea cât mai mult. Copain. Guzman lângă el, Copain își pierde echilibrul, cu noroc mingea se întoarce la el, dar interceptează Brandon Brown și este faultat de Isaiah Pineiro. Brandon Brown merge la linia de libere și cu 7 secunde și jumătate până la final are 2 aruncări ce pot pune Clujul la conducere. Incredibil final de joc în Volkswagen Arena. În actuala ediție a Ligii Campionilor, Brandon Brown are 93% procentaj la linia de faul. Se dăduse deja aici mingea lui Brandon Brown, apoi s-a anunțat schimbare de la masă. Mingea era în mâinile lui Brown. Asta e o eroare a oficialilor.
Nu știu de ce protestează Selciuk Hernan. Brown băgase libera, astfel că dacă nu s-ar fi permis schimbarea, punctul ar fi fost pentru Cluj. Prima transformată de Brandon Brown. Chiar dacă au încercat să-l înghețe cu acele proteste turcii, să pună mai multe presiune pe el, Brandon Brown înscrie prima lui aruncare. Iar după cea de-a doua rămâne producător de libere licențiat. Două puncte avans pentru Cluj. Un atac pentru Darüşşafaka. Troy Copain. Mingea deviată ajunge la Richard. E singur cu inelul Guzman și Clujul câștigă. 103-101. UBT Cluj întoarce de la 18 puncte duelul din Volkswagen Arena la Istanbul și devine una dintre cele 16 echipe calificate în faza a doua a grupelor din Basketball Champions League. Răsturnare improbabilă pentru UBT Cluj, care, așa cum am anunțat de mai multe ori pe durata acestei confruntări, dă încă o dată dovadă de maturitate, caracter și sânge rece într-un meci care probabil pentru unii părea pierdut în momentul în care turcii aveau 18 puncte. Dancul lui Guzman este doar pentru impresia artistică, dar jocul său e unul fabulos. Karel Guzman termină cu 26 de puncte, cel mai bun meci din carieră în Liga Campionilor, și Clujul se impune după ce au mai contribuit cu câte 19 puncte Brandon Brown și Dustin Hogue, 12 de la Patrick Richards și câte 11 de la Stefan Bircevici și Andrija Stipanović. De partea cealaltă, Doguș Ozdemirolu este cel mai bun marcator al lui Darüşşafaka, alte 18 aduse de Gabriel Olaseni. Și Clujul câștigă 103-101, terminând grupa G din Liga Campionilor cu 5 victorii și o singură înfrângere. Cine s-ar fi gândit la acest aspect în momentul în care s-au tras la sorți grupele? În momentul de față, Clujul își știe un adversar, Unicaja Malaga, și rămâne să le afle pe celelalte două după play-in tournament. Un play-in tournament de care Clujul scapă în urma acestei câștigări de grupă. 103-101 scor final la Istanbul pentru UBT Cluj în duelul cu Darüşşafaka. Eu sunt Cosmin Petrescu. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră pentru această partidă care va rămâne în istoria basketului românesc la nivel de club și ne reauzim mâine de la ora 17:30 când revenim la lucrurile interne. Avem Cupa României, duelul dintre SCM Timișoara și SCM-ul Craiova de la ora 17:30 pe LuxSport Plus. Până atunci, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele LuxSport.